este ca urmare considerăm noi unor rezultate notabile obținute de către clubul nostru la nivel național, motiv pentru care se găsesc lângă mine, să spunem așa, principalii artizanii acestor rezultate. Mă refer la secțiile de atletism, judo, aeromodele și natație, de departe considerate cele mai reprezentative secții ale noastre, care ne reprezintă cu mândrie la nivel național și internațional. Ca o scurtă paranteză, vreau să vă spun că imaginea clubului nostru este una foarte frumoasă. Sincer să fiu, din exterior și până să vin aici se vedea altfel, dar rezultatele obținute de colegii mei și munca depusă aici, să știți că este una deosebită. Cu un număr redus de cadre de specialitate, să spunem, cu un buget al Ministerului, care știți și dumneavoastră cum este, reușim să ne clasăm la marea majoritate a disciplinelor pe care le avem în primele echipe din România, ceea ce nu este ușor. Nichitus Pavel va lega 400 de titular și din statuta 4400 și Marcelu Georgianu Mărciu. Acum când judo în România este susținut mai mult ca oricând pentru înalta performanță, lucrul acesta se vede materializat și în motivația pe care o au sportivii pentru a participa la loturile naționale și a concura pentru medalii la campionatele europene mondiale. Clubul sportiv universitar are componenți în echipa olimpică prin sportivul Cercea Marcel, care mâine pleacă la turneul de mare anvergură Grand Slam din Germania, unde contează ca acumulare de puncte pentru calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Vreau să vă spun că acest sportiv, pe care îl creștem de aproape 5 ani, aproape 6 ani, este un sportiv de mare valoare, România își pune speranțe în el, este locul 5 la campionatele europene și un sportiv de bază pentru lotul olimpic al României la categoria 73 de kilograme. Lângă el mai se adaugă sportivul Bunescu Vadim, un sportiv care provine din Republica Moldova. Anul acesta va veni la master la Universitatea din Vitej, la Facultatea de Educație Fizică, pe programul Performanță în Sport și o să constituie și el un punct important în lotul României și un viitor aspirant la calificările la Jocurile Olimpice. E un sportiv de mare valoare. A stat 2 ani, n-a luptat pentru Republica Moldova ca să putem să-l naturalizăm și să fie pentru România. În calitatea pe care o am și în cazul Federației Române de Judo ca
președinte al Colegiului de Antrenori. Corelez strategia națională cu strategia locală și facem ca sportul la nivelul Argeșului, nu numai al clubului universitar, să fie într-o legătură directă și să promovăm Argeșul ca un sport în judo la valoare maximă. Aș evidenția rezultatele pe care le-am obținut cu sportivii la categoria seniori, deci campionatul național de seniori, clubul universitar a obținut în cadrul punctelor acumulate locul 4. După echipe mari ale României și care se bucură de o susținere financiară mare. Cupa României am câștigat-o la nivelul lotului masculin, iar masculin și feminin ne-am clasat pe locul 2. Vreau să vă spun că la universitare, echipa de judo a Universității din Pitești, compusă din majoritatea sportivilor din facultatea noastră de educație fizică, a ocupat locul 1. Am avut o serie de competiții la nivel național și internațional cu următoarele rezultate, de la spune așa, succint. Deci campionatele naționale de seniori antrenez numai seniorii de la Sfântul Sportiv Universitate. O grupă formată din 16 sportivi, din care 15 sunt cu medalii, 2 sunt pentru mine. Deci, în luna martie, campionatele naționale de seniori de la Bacău, am avut 21 de medalii, din care 6 locuri 1, 4 locuri 2 și 11 locuri 3. Menționez că pe anul 2015, Clubul Sportiv Universitar Sfințeală Natalie, pe linia de federație, a ocupat locul 1, înaintea cluburilor Steaua, Dinamo, Cluj și așa mai departe. Deci 78 puncte de cluburi, iar în 2016, după Universitatea Cluj, pe locul 2. Iar anul acesta, în funcție de susținerea materială de la Minister, vom vedea pe ce loc vom veni. După aceea am avut campionatele internaționale ale României, în care s-au obținut 17 medalii, 3 de aur, 5 de argint și 9 de bronz, și un record național la fete senioare în tafeta de 400 de metri, din care 3 sunt și componente ale echipei naționale ale României. S-au participat și în circuite mondiale cu echipa României. E vorba de Dobrin, Ilie Florina și după care, în mai a fost o echipă de extra pregătire, maratonul celor 24 de ore, dacă ați auzit, a fost deschisă dumneavoastră în presă, la Brașov, unde echipa formată din sportivii de la universitate a notat 24 de ore de și de dimineață de la 9 până a doua zi dimineață la ora 9, 24 de ore, s-au obținut pe locul 1 și cu record, record de competiție. Iar acum avem campionatul național de masă la Târgoviște, unde s-au obținut 13 locuri 1, 6 locuri 2 și 4 locuri de 3 și 8 recorduri naționale. Și în perspectivă avem participarea celor doi sportivi, Popa și Pătru Vlad, la campionatele mondiale de masă de la Budapesta în luna. Școala Piteșteană de Modelism este recunoscută. Îmi pare rău că nu s-a decis, se tot vorbește ca să se dea un titlu de centru de excelență la aeromodelismul din Piteștean, pentru că în România de ani de zile Pitești este number one ca și rezultate, ca și număr de concurenți, ca și număr de oameni dați în locul național. Aștept, că tot laudă lumea când trebuie să facă și chestia asta publică. Mă rog. Uitimii care a trecut de vineri până duminică a avut loc la Deva, mai precis, un platou din marginea Devii la Simeria. 5 campionate naționale, adică 5 campionate. Într-un campionat, 5 probe. Dar fiecare probă este cu campionatul național.
Chipilești a participat cu trei echipe, toate cele trei care sunt menționează la actuală. Deci, CSU a luat 5 titluri de campion național, 4 medalii de argint și 2 de bronz. Suntem campioni naționali la fiecare clasă de juniori. Laurențiu Anca este campion național la clasă la panoare F1A juniori, Rătășeanu Ștefan la F1B juniori și Luca Fițion la F1P juniori. La seniori, și echipele de juniori sunt campioane la toate cele trei probele care au fost. La seniori, eu am avut locul 3 individual la clasa F1B, echipa de seniori locul 2, vicecampion național, la motomodele, de asemenea vicecampion național la F1C și echipa vicecampioană. Numele și locurile vi le pot da după aceea, că am încercat să vorbim prea mult despre fiecare concurent. Ce a fost foarte important pentru mine ca antrenor, atât la clubul din Pitești, cât și ale echipei naționale, faptul că sportivii pe care eu i-am pregătit în vederea următoarelor campionate mari internaționale, care ne așteaptă imediat în două luni, avem două mondiale și peste o săptămână un european, în care noi participăm, sportivii au dat dovadă de mare ambiție și de forță de a rezista căldurii de afară, a fost o căldură îngrozitoare și platoul de la Sinaia este foarte bun până în 10-15 mai, după care porumbul crește undeva la peste 2 metri și iată frumos să mergi prin porumb când 35 de grade afară să-ți cauți aeromodelul, să nu vă închipuiți, este mare plăcere. Mai ales că noi nu concurăm ca la fotbal la oră jumate, la noi concursul în seara dimineață până seara. De aceea nu avem spectatori, pentru că aia care sunt bornavi ca și noi. Sau făcând să facă când zboară o pasăre construită, nu naturală. În urma acestor rezultate, săptămâna viitoare, când echipa CSU-ului pleacă la Naționalul de Pantă de la Turda, juniorul Laurențiu Anca va pleca la un european de juniori în Macedonia. E prima dată când un junior pleacă fără mine. Eu nu pot să fiu nici antrenor una fără de juniori națională, nu pot să le acopăr pe toate campionatele. Deci am delegat pe cineva, este un sportiv de la Fisul Secuiesc, care are fata în echipa națională și vor pleca împreună. Și în perioada asta noi vom avea un național la Turda, unde de ani de zile am învățat că suntem campioni europeni și mondiali la clasa F1E de pantă. Ne interesează mult de subit și acolo, mai ales că în luna august, finalul lunii august, tot la Turda va fi un campionat mondial de pantă, unde tot lotul național, trei seniori, trei juniori, sunt toți piteșteni. Și atunci campionatul național este oglinda pregătirii pe care am făcut-o iarna asta, vedem cum stăm, încercăm o zi, două de campionament, vedem ce mai modificăm prin cutirea noastră cu model, e foarte, de foarte mare interes. Până atunci, până când mai este încă un campionat mondial, așa se întâmplă că în fiecare an sunt eu cu sportivii mei suntem prinși în competiții. Un an este campionat de europene, alt an de mondiale. Anul trecut a fost de europene, la nivel de seniori, acum este campionat mondial este an de mondiale. Avem în Ungaria, la Szentes, campionat mondial de zbor liber, cel mai campionat mondial din toate timpurile care ține, sunt peste 40-45 de țări participante, vor 30 de sportivi la probă, dați seama câți oameni sunt într-o competiție. Este campionatul unde, dacă pierzi o secundă, îți